Primăria Comunei Șag implementează un proiect care va aduce doar beneficii pentru șoferi și care va fluidiza traficul rutier. Mai exact, în Șag va fi realizată o intersecție cu semafor. Primarul Flavius Roșu a făcut un prim pas spre realizarea proiectului. Edilul a semnat autorizația de construire pentru obiectivul de investiție, amenajare intersecție prin semaforizare, DN59 cu strada a doua. Investiția va fi realizată din bani de la bugetul local. Odată semnat proiectul, termenul de execuție al investiției este de 3 luni.